Ioan Bohancanu, primarul în funcție din partea PSD de la Beba Veche, a câștigat la un procent care nu lasă loc de comentarii un nou mandat la cârma celei mai vestice comune din România. Bohancanu a obținut 77% din voturile alegătorilor. A avut un singur candidat, reprezentantul AUR. Am câștigat într-adevăr alegerile pentru funcția de primar al comunei Beba Veche, datorită faptului că la Beba Veche, Tur și Pordeanu sunt niște oameni deosebiți care totdeauna mi-au apreciat realizările pe care le-am făcut pentru comunitatea noastră. Trăiri nu pot să spun că am avut, pentru că oamenii au fost minunați, au fost conștienți că doar cu mine primară în comuna Beba Veche se pot duce la bun sfârșit toate proiectele pe care le avem finanțate și pe care le avem și în curs de implementare. Campania electorală nu a fost una fair play la Beba Veche. Nu au lipsit denigrările și jignirile la adresa favoritului din partea celui care i-a fost contracandidat. Mi-a lăsat un gust amar comportamentul contracandidatului meu, fostul șef de post din comuna Beba Veche, care practic începând de la începutul anului și până chiar în ziua alegerilor mi-a adus foarte multe jigniri, foarte multe minciuni, le-a comunicat cetățenilor și a crezut că prin metode specifice lui o să conducă comuna Beba Veche. Vreau să spun că acest comportament de impostor nu i-a servit cu nimic și datorită acestui comportament el a pierdut fără drept de apel aceste alegeri. Ioan Bohancanu a câștigat cel de-al șaptelea mandat de primar la Beba Veche. Edilul îi asigură pe cetățenii comunei că va continua toate proiectele, unul dintre cele mai importante fiind deschiderea punctului de trecere a frontierei.